în ziua răpirii. Doi bărbați vor fi în adunare, în al Domnului Iisus popor. Până în ziua când Iisus apare, vor lucra pe același sfânt obor. Doi vor fi pe câmpul mântuirii, după cum Iisus ne-a învățat. Dar în ziua mare a răpirii, numai unul va fi ridicat. Frați de frați atunci se vor desparte, unul va rămâne jos în pat, biruit de somnul cel de moarte, însă celălalt va fi luat. Domnul ridică, îl răpește, numai pe aceia credincioși, care zi și noapte stăruiește, așteptându-L pe Iisus Hristos. Unul va rămâne în ocară, celălalt în slavă fericit, să ia seama bine fiecare cine vrea să fie mântuit. S-ar putea să plece a ta soție în acea noapte de mister, cu Iisus în marea veșnicie, cu Iisus Hristos să stea în cer. Poate din o altă casă soțul să audă glasul ce slăvit, iar soția să rămână afară cu aceia care au adormit. Căci va fi o noapte îngrozitoare pentru cei ce vor rămâne jos, când suna va marea deșteptare pentru Sfinții lui Iisus Hristos. Și va fi o mare despărțire, va rămâne cel nepăsător, va pleca cu Domnul la răpire, numai cine va fi vegheator. Jumătate din popor bocește, jumătate vor pleca în zbor. Cine doarme și nu se trezește, nu va fi răpit în albul nor. Sigur că depinde de lucrare ce am lucrat pe al Domnului ogor. Să luăm seama bine fiecare dacă am vegheat stăruitor. Dacă am primit de sus putere, dacă prin putere am lucrat, vom avea și parte de înviere și de raiul binecuvântat. Frații care în firea pământească au sădit și au însămânțat, vor culege roada lor firească, fiecare ce a semănat. Iată, noaptea este tot mai mare, să ia seama cei ce au adormit. Astăzi strigă Domnul, deșteptare, dacă vrei să fii la cer răpit. Amin.